Salutare, Doroș, bine am găsit la nou Q&A. N-am mai făcut de o lună un Q&A, așa că am zis că e timpul să facem un Q&A. Am pus un status acum 20 de minute, am 78 de întrebări. V-am zis, filmez episodul ăsta pe super grabă pentru că trebuie să filmez episoade. Pentru că voi când vedeți acest episod, eu voi fi în Arad. Și chiar va fi duminică, ziua evenimentului. Bă, deci eu nu înțeleg, e atât de cald, e fucking februarie, afară e zăpadă, iar eu mor de cald în casă. Și n-am niciun calorifer pornit, deci nu înțeleg, nu mă prind. Prima întrebare, vei face un site al canalului pe care să vinzi tricouri, etc. Am niște tricouri pe Letrico, dar sunt destul de nașpa, adică sunt cu Minecraft și chestii, iar eu nu mai joc Minecraft, mă rog. Nu știu dacă o să fac un site de genul, nu știu dacă are rost, sincer. Poate, vedem, nu știu. Vei mai face colaborări? Da, am în plan niște colaborări la Arad cu niște oameni foarte, foarte, foarte tari. Nu o să vă zic cine momentan, dar vă zic că o să fie foarte tare. Ce sport îți place? Păi am făcut vreo 5 ani basket, eram praf și m-am lăsat. Vara de obicei mi-e fac în not și îmi place foarte mult să mă dau cu bicicleta downhill și vreau în vara asta să mă apuc de sală. În ce țări ai fost? Am fost în destul de multe țări, precum Turcia, Ungaria, Franța, Emiratele Arabe Unite, Austria, Elveția, o groază de țări foarte, 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 foarte faină. Cum e să fii YouTuber? Cât de mult îți place chestia asta? E foarte fain să fii YouTuber, spre exemplu, eu am cunoscut pe parcursul carierei mele de YouTuber o groază de oameni faini și o groază de oameni care mi-au schimbat modul de gândire și o groază de oameni cu care mai vorbesc, o groază de oameni cu care nu mai vorbesc și mi-am dat seama cum să mă feresc de unii oameni care îți pur și simplu îți vor răul și vor să te folosească de tine. De ce te-ai apucat de YouTube? Ai gânduri să te lași? Bă, m-am apucat de YouTube pentru că am văzut chestia asta pe net și am zis hai să încerc și eu. Bine, eram un copil mic și prost și nu prea. Da. Dar acum îmi place să fac ceea ce fac. Din YouTube faci măcar banii pentru o pâine pe lună? Bă, pentru o pâine pe lună, da. Ce părere ai despre chestia asta cu protestul? Protestul ăsta e o chestie foarte, foarte bună ce se întâmplă, doar că a fost nasol când au venit galeriile lui Dinamo sau cine a mai fost acolo și au stricat tot vibe-ul ăla de suntem o țară unită! Și, na, cu ce cameră filmez? Filmez cu un Canon 70D, i-am făcut un unboxing chiar aici. Mai e PS4? Da, doar că nu m-am mai jucat pe el de jumătate. Care este pasiunea ta? Momentan, pasiunea mea e să fac videourile astea. Ce ai face dacă ți-ar fura cineva telefonul? Păi deja mi l-a furat, mi-aveam un iPhone 5S și mi l-a furat la Not, v-am povestit chestia asta în vară. Și mi-am luat S7-le ăsta, dar da, a fost destul de nasol să mă trezesc, să ajung să ies de la Not și când să plec să mă trezesc fără telefon și portofel. În ziua în care trebuia să-mi vină monitoarele de la calculator și trebuia să primesc un telefon să știu când vin. Da, a fost destul de nasol. Ce muzică îți place? Nu, glumeam. Genul meu favorit de muzică cred că e EDM, gen electronic dance music, practic Trap Nation. Motive pentru care S7 e mai bun decât iPhone 7. Are headphone jack. Te-am făcut. Gata, nu mai e niciun argument. Marci de aici. Ce părere ai despre LGBT? N-am nici nu-mi pasă de ei, mă doare fix în pula de ei. Dar frate, când îi văd pe aia pe Facebook care pun o poză intenționat cu doi care se ling ca doar să post this and a homophobic person will unfriend you, înseamnă că ești un terminat. Ai frate sau suro? Da, care sunt? Păi am făcut aici un live stream de ziua mea cu fratii meu. A ieșit foarte, foarte caterincă. Cât de bun prieten ești cu Vlad Munteanu? Bă, cu Vlad mă înțeleg destul de bine, adică ne-am văzut doar de două ori în real life, gen la în vară și la Iumit, dar oricum, acum o să ne vedem și la Arad, deci friendship grows higher, more videos, collaborate, subs. Yes. Da, fraților, e bine, cam asta a fost întrebările, deși de data aceasta, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să strângem și noi 2000 de like-uri la acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!